Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Titlul declarației mele politice de astăzi este Educația, prioritate națională. Sistemul educațional al României este la pământ, iar acest lucru se poate observa foarte clar în această perioadă pandemică, când mediul rural a fost cel mai lovit de impotența unui mediu căpușat de interesele partidelor vechi, PNL și PSD, care sunt partidele ce au păstorit Ministerul Educației în cea mai mare parte a ultimelor trei decenii, iar în 2021 încă avem sute de școli cu toaleta în curte, avem sute de școli ale căror pereți cad pe copiii noștri, iar cele două universități clasate în topul mondial se află după poziția 800. Școli noi prea puține construite, cât despre cele reabilitate avem dovezi nenumărate despre cum au ales cele două formațiuni să le reabiliteze cu 8.000 de euro o toaletă, cu terenuri de sport în pantă sau săli de sport neconforme cu cerințele reale. În timp ce patrioții autoproclamați ai PNL și PSD se întreceau în incompetență și inconsistență, distrugând sistemul de educație, Ungaria ne dă peste nas. Investițiile lor în zona Transilvaniei sunt multe, dau rezultate, nu se fură cu firme prietene și au un scop clar, ajutorarea etnicilor maghiari. De la sport, cultură, ONG-uri, infrastructură și educație, investițiile acestora în comunitățile maghiare din România sunt impresionante. În acest timp, politicile dâmbovițene cu iz naționalist au marginalizat aceste comunități minoritare, guvernele noastre nefiind în stare să le răspundă nevoilor, iar apoi se miră de ce apar evenimente grotești, cum au fost cel de la Valea Uzului. Țara lui Victor Orban va construi 108 grădinițe noi și va reabilita 400 de grădinițe cu un sprijin financiar de peste 90 de milioane de euro. Sunt foarte sigur că această investiție se va concretiza, nefiind prima de acest fel făcută pe teritoriul României. Pe partea cealaltă vă invit să vedeți ce s-a ales de proiectele și promisiunile nenumăraților miniștri pe care i-a avut educația noastră. Suntem în al 12-lea ceas ca nație, totul se schimbă rapid în jurul nostru și dacă nu vom ține pasul cu aceste schimbări, vom ajunge o țară de lume a treia. Educația și sănătatea trebuie să devină prioritățile oricărei guvernări, astfel riscăm să dispărem ca țară într-o sută de ani.